În sport, mereu se întâmplă momente nemaipomenite, însă doar cele mai bune dintre ele merită atenția noastră, spre exemplu ca cele de astăzi. Haideți să vedem care sunt ele, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, stoarceți butonașul de like și să începem! Reacția acestui tip e la cel mai înalt nivel. El a prins mingea mai repede decât alții care au înțeles ce s-a întâmplat. Iar golul decisiv la acest meci a fost bătut de hocheistul care avea pucul de hochei în pantaloni. Așa arată notul de pe apă, zero gravitație. Motociclistul nu doar că a făcut un salto cu motocicleta, dar și a aterizat pe roata din spate călărind-o spre apus. Julius Cezar putea făcea câteva lucruri odată, ca și acest jongler. Se mai spune că fiind pe tocuri, le este greu să meargă. Ele pot face orice pe tocuri. El a cumpărat sabia într-un market de jucării? Cum ți-e asemenea trucuri cu mingea la 1800 de kilometri? Nici Thor nu ar putea prinde atât de bine ciocanul ca acest sportiv bâta. Oare pentru așa sărituri, pentru salto, se adaugă puncte? Dacă nu știi cine e zeul biliardului, atunci e acest bărbat care a aruncat monedele în pahar cu ajutorul unei bile de biliard. Dacă nu ai noroc, atunci nu-l ai, nu încerca degeaba. Dacă există un sniper în darts, atunci e el. 3 săgeți în țintă și o minge în coș. Nu știm dacă are nevoie de asemenea abilități în biliardul simplu, dar arată frumos. Tipul a depus atât de mult efort încât nici bara nu a rezistat. Important e că a căzut bine și nimeni nu a avut de suferit. Acest tip la sigur trebuie să se filmeze într-un film cu mașini și vacile le-au ocolit și cursa a continuat. Energie ca după 10 de Red Bull. Iar acești fotbaliști au jocurile sale. Se pare că meciul de fotbal s-a transformat în show-ul acrobaților. Acest tip posedă mingea cu picioarele mai bine decât noi cu mâinile. Oare de cât timp ea face golf, dacă e capabilă de asemenea trucuri? Momentul când pentru câștig te înveți și să zbori, tipul a zburat până la finish câștigând adversarul cu câteva secunde. O săritură peste adversar i-a adus lui și echipei sale câștig. Când întârziem la job, conducem cam așa. Pe tipul cu ghetele rupte l-a salvat antrenorul unui alt jucător oferindu-i încălțămintea sa. Asta da susținere în sport. Se pare că doar în filme poți vedea așa ceva, nu și în finalul Monster Jam.
Campbell Walker credea că a marcat mingea în coș, însă s-a bucurat prea devreme. Iar aceasta e cea mai tare lovitură cu viteza de 150 de km la oră. Este efectuată de Jason Belmonte și, desigur, e un strike. Unii jucători de baseball sunt gata să urce pe pereți, dar să prindă mingea, spre exemplu, Jim Edmonds și Kevin Pillar. Ele s-au sincronizat la cel mai înalt nivel și au făcut o super săritură în apă. O săritură frumoasă și excelentă din punct de vedere tehnic la campionatul mondial. Iar numele acestui tip e Joe Rosse și, din câte vedem, nu a învățat fizica la școală. De altfel, cum explicăm ceea ce el face? Sperăm că jucătorii sunt la fel de profesioniști ca și talismanul lor. Iar această mascotă a dorit să o susțină pe Melanie Walker, însă ceva nu a mers bine. Președintele Franței Emmanuel Macron s-a apropiat de Mbappé pentru a-l susține. Franța a pierdut la campionatul mondial de fotbal. Mrs. Croația a atras atenția fanilor meciului din Qatar, numai puțin ca echipa de fotbal. Basketbalistul Steph Curry nu s-a speriat când a căzut și oricum a țintit mingea în coș. Cum crezi, e doar un norocos sau e vorba de skill-uri? Christian McCaffrey a mers pe capete pentru un touchdown. Shohei Ohtani atât de tare a lovit mingea încât ea a făcut gaură în acoperișul stadionului. Adversarii la sigur nu s-au așteptat la așa ceva. Iată ce înseamnă să lucrezi nu doar cu mușchii, dar și cu capul. Iată asta da reacție, doar că mulți spun că e un fake. Tu cum crezi? O săritură uimitoare la o înălțime de 4,8 metri. Probabil ea a uitat că există gravitație. Înainte de meciul NHL, pe teren au căzut panourile, bine că nimeni nu a avut de suferit. Niciun meci de fotbal nu captează atenția așa precum acest meci care s-a transformat în fotbal. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii voi ce sport practicați. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!